Începând cu data de 8 aprilie până pe 22 mai, în apele de frontieră se instituie perioada de prohibiție. Asta înseamnă că pescarii sportivi și comerciali nu mai au voie să pescuiască, decât în cazuri strict delimitate. Vreau să vă spun că orice activitate desfășurată în zona de competență a Poliției de Frontieră, având în vedere că în această zonă este frontieră externă a Uniunii Europene cu Serbia, este supusă controlului Poliției de Frontiere Române și încălcarea unor dispoziții ale legii frontierii atrage retragerea avizului de pescuit comercial sau sportiv. Pescarii își vor pune undițele în cui până în 22 mai. În tot acest timp, dacă vor fi prinși la pescuit, se vor alege cu amendă contravențională.